Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Autoritatea de Supraveghere Financiară, o instituție care sfidează România. Stimate colegi, stimați colegi, Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe scurt ASF, este o instituție bugetofagă plină de sinecuriști și incompetenți. Și vă spun asta cât se poate de clar. În această castă nu intră nimeni fără recomandarea partidului, iar despre competențe să fim serioși. Nu poate fi vorba. Instituția nu a fost în stare să gestioneze 4 falimente a unor mari firme de asigurări și tot ce a reușit să facă a fost să transfere costurile incompetenței lor pe spinarea românilor. Căci vedem cu toții ce prețuri avem la asigurări. În tot acest timp, angajații ASF se bucură de privilegii la care majoritatea românilor nici nu visează. Poate doar altă castă, aceea magistraților. Să-i depășească, desigur, în aceste privilegii, căci sunt bani publici, adică România se împrumută în continuare ca să plătim aceste sinecuri și pensii speciale. Dar acest lucru nu contează pentru aceste personaje total insalubre. Și-au secretizat contractul de muncă pentru ca noi, cei care plătim salariile și care avem salariile publice, să nu știm dimensiunea reală a jafului din bugetul României. Dar, dragi români, vă spun eu că privilegii au toți acești sinecuriști incompetenți, mai mult decât atât. 16 salarii anuale, chiar dacă au deja unele din cele mai mari salarii din sectorul public, restul românilor pot lucra pe 12 salarii, mulți dintre ei chiar pe salarii minime. Cei de la ASF nu pot lenevi pe 12 salarii, au nevoie de 16. Deci ca să înțelegeți, celor 12 salarii legale, li se adaugă încă un salariu de Crăciun, o primă de performanță, plus încă alte 2 salarii pentru vacanța mare, și pentru ziua ASF. Nu vă e rușine, stimați colegi, care girați asemenea specimene în peisajul bugetar românesc? Și nu este doar atât. Celor 16 salarii li se adaugă un pachet gratuit de servicii medicale, 300 de lei pe lună pentru abonamente de fitness și wellness, fonduri de pensii facultative, asigurări de viață, sănătate, 8.775 de lei pentru situații medicale deosebite, 8.500 de lei în cazul decesului unei rude de gradul 1, cadouri pentru copii cu ocazia zilei de 1 iunie și sărbătorile Crăciunului, vouchere de vacanță, tichete de masă, toate astea, dragi români, noi le plătim. Oare câți dintre angajații din România se mai bucură de asemenea privilegii? Câți sunt plătiți să stea degeaba cu aceste sume colosale? Asta este România distrusă pas cu pas de președintele Iohannis, asta este România jefuită zilnic de PSD și PNL, cu deosebită disconsiderație pentru cei menționați mai sus, Dumitru Viorel Foc și deputat de Constanța.